Bună! Sunt Daniela și acum vă voi vorbi despre numeral. Numeralul este partea de vorbire flexibilă care exprimă un număr, numeralul cardinal, sau ordinea obiectelor prin numărare, acesta fiind numeralul ordinal. Numeralul cardinal arată numărul obiectelor sau exprimă numeric cantitatea obiectelor. Acest numeral se clasifică în numeral cardinal simplu 1, 3, 8, 10 și numeral cardinal compus 11, 15, 24, 56. Valori ale numeralului cardinal. Numeralul este analizat fie ca adjectiv atunci când are valoare adjectivală, fie ca substantiv atunci când are valoare substantivală. Au valoare adjectivală numeralele cardinale de la 1 la 19, când determină un substantiv. De exemplu, 3 copii au fost selectați de antrenor. Care copii? 3. 3 este numeral cardinal cu valoare adjectivală. Determină substantivul copii. Când are valoare adjectivală, numeralul are funcția sintactică de atribut adjectival. Au valoare substantivală numeralele de la 1 la 19 când nu determină un substantiv și întotdeauna numeralele de la 20 în sus. Spre exemplu, a participat cu 2 la competiție. A participat cu 5 elevi la competiție și a participat cu 22 de elevi la competiție. În primul exemplu, a participat cu 2 la competiție, numeralul cardinal cu 2 are valoare substantivală. În al doilea exemplu, a participat cu 5 elevi la competiție, numeralul 5, numeral cardinal, are valoare adjectivală. Iar în al treilea exemplu, a participat cu 22 de elevi la competiție, 22 are valoare substantivală. Cazul și funcția sintactică a numeralului. Numerale în cazul nominativ. 5 dintre hoți au fost prinși. 5 are funcție sintactică de subiect și este în cazul nominativ. 5 hoți au fost prinși. 5 are valoare adjectivală, dar este tot în cazul nominativ pentru că se acordă cu substantivul hoți, în gen număr și caz. Cazul acuzativ. M-am înfruntat cu 5 până am ajuns la finală. Cu 5 este numeral cu valoare substantivală, iar în exemplul m-am înfruntat cu 5 adversari până la finală, cu 5 este numeral cardinal, de data aceasta cu valoare adjectivală, deoarece însoțește și se acordă cu substantivul adversar în gen număr și caz. Numerale în cazul genitiv. Grupul celor 5 s-a risipit în vacanță. Celor 5 are valoare substantivală. Grupul celor 5 colegi s-a risipit în vacanță. De data aceasta,
celor cinci are valoare adjectivală deoarece determină și se acordă cu substantivul colegi. Numerale în cazul dativ. Costumul a aparținut la două dintre reginele României. La două este un numeral cu valoare substantivală. În următorul exemplu, costumul a aparținut la două personalități. La două are valoare adjectivală deoarece se acordă și determină substantivul personalități. Atenție! În cazul numeralelor un și o se poate produce confuzia cu articolele nehotărâte. De aceea trebuie să te raportezi la context pentru a stabili valoarea morfologică corectă. Am mâncat un măr. Un este articol nehotărât. Am mâncat un măr oarecare. Dar dacă spun am mâncat un măr și trei prune, e clar că un, de data aceasta, va fi numeral cardinal. Am mâncat doar un măr. Doar un măr este tot numeral cardinal. Numeralul ordinal exprimă ordinea obiectelor sau a acțiunilor prin numărare. Întâi, întâiul, primul, prima, al doilea, a opta, a zecea, al zecelea. Acest numeral poate fi însoțit de articolul demonstrativ cel, urmat de prepoziția de. Articolul își schimbă forma după gen, număr și caz. Cel de-al treilea, cea de-a doua. Numeralul ordinal întâi apare în forma cel din tâi. Valori ale numeralului ordinal. Numeralul ordinal are valoare adjectivală când determină un substantiv și se acordă cu el. Stă la etajul al treilea. Sau este a treia în clasă. În acest caz, funcția sintactică este de atribut adjectival. Și numeral ordinal cu valoare substantivală când nu determină un substantiv. De exemplu, al treilea a abandonat competiția. Al treilea este numeral ordinal cu valoare substantivală. Alte tipuri de numerale sunt numeralul colectiv. Numeralul colectiv arată gruparea printr-un număr de obiecte. Amândoi, amândouă, ambii, ambele. Are formă de nominativ și genitiv. Nominativ, genitiv, dativ, acuzativ. Numeralele acestea, în cazul nominativ și genitiv, au aceeași formă și amintesc cele pe care le-am spus și adineauri, amândoi, amândouă, ambii, ambele, tu trei, tu strele, tu patru, tu cinci, câtești trei, câtești strele, câtești patru. Și forme de genitiv dativ, amândurora, ambilor, ambelor. Numeralul distributiv indică repartizarea numerică a obiectelor și este format dintr-un numeral cardinal și adverbul câte. Câte unul, câte doi, câte cinci. Exemplu, veți ieși câte unul la tablă. Numeralul multiplicativ arată în ce proporție crește o cantitate. Se formează de la numeralele cardinale, de la 2 la 8, și de la numeralele 10, 100, 1000, după următoarea structură. În plus numeralul cardinal propriu-zis, plus it. Exemple. Îndoit, întreit, împătrit, încicit, încincit, înșesit, înșeptit, înzecit, înmiit. Am muncit, însutit. Atenție! Există și variantele de numeral multiplicativ dublu, triplu,
quadruplu, quintriplu, quintuplu. La fel ca numeralele cardinale și ordinale, numeralele colective, distributive și multiplicative au valoare adjectivală când determină un substantiv și valoare substantivală când nu însoțesc un substantiv. Numeralul adverbial indică de câte ori se repetă o acțiune. Se formează din numeralul cardinal optus substantivul dată sau prepoziția de plus numeral cardinal plus substantivul ori. Are funcția sintactică de complement circumstanțial de mod. Exemplu, s-a dat de 3 ori peste cap și s-a transformat în muscă. Numeralul fracționar denumește o fracție ordinară și exprimă ideea de parte sau fracțiune dintr-un întreg. Se formează de la numeralul cardinal propriu-zis prin derivare cu sufixul -ime, o doime, o treime. Acestora li se antepune un numeral cardinal propriu-zis, 2 treimi, 5 treimi, 6 pătrimi. Bun. Dragilor, acestea fiind spuse, vă doresc succes, vă amintesc să apăsați clopoțelul de abonat înainte de a închide și dacă considerați că v-a fost util acest exercițiu, lăsați-mi un like. La revedere!